Luca, de la capitolul 3, cu versetul 21 până la 4, cu 14. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Oseh, fiul lui Oda, fiul lui Ionan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Mehli, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui El Madam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Orim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melia, fiul lui Mena, fiul lui Matacta, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Caimnam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iaret, fiul lui Malaleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis: Ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satanul, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerii Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Amin. În primele capitole avem descris enunțul anunțării nașterii lui Ioan Botezătorul și apoi anunțul nașterii Domnului Iisus. Imediat după aceea este relatată nașterea lui Ioan Botezătorul și apoi nașterea Domnului Iisus. În textul pe care l-avem acum, capitolele 3 și 4 din Evanghelia după Luca, vedem că merge această paralelă în continuare. Este vorba despre lucrarea lui Ioan Botezătorul și începutul lucrării Domnului Iisus. Dar relatarea despre lucrarea lui Ioan Botezătorul se încheie cu mențiunea că Irod l-a pus în închisoare.
Știm că de aici a urmat decapitarea. Este o mare diferență între Ioan și Iisus. Ioan era un om, un mare proroc, mai mult decât un proroc. Cel mai mare născut în vechiul sistem din femeie, în sistemul sub lege. Dar Iisus se naște într-un mod diferit, trăiește într-un mod diferit, moare și El omorât de alții, dar spre deosebire de Ioan, El învie din morți. Și misiunea lui a fost cu atât mai mare decât a lui Ioan, cu cât Ioan anunța iertarea păcatelor. Iisus acorda iertarea. Vreau să ne uităm la relația Domnului Iisus cu Duhul Sfânt. Sunt trei afirmații referitoare la această relație. Duhul Sfânt s-a coborât peste El. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit. Și a treia, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Duhul Sfânt s-a coborât peste El, Duhul Sfânt era în plinătate în El și apoi, după ispitire, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. În momentul în care a fost botezat Iisus, Duhul Sfânt s-a pogorât peste El în chip trupesc ca un porumbel. Botezul Domnului este declarația de intenție a Domnului Iisus cu venirea Lui pe pământ. În această acțiune este încapsulată toată lucrarea Lui, explicată mai apoi de Evanghelii, și pe care nici nu putem înțelege din aceste versete dacă nu studiem toată Scriptura, toate Evangheliile, toată viața Domnului Iisus, tot ceea ce s-a întâmplat după aceea. Ioan a anunțat, în momentul în care oamenii au venit la El, bănuind că El este Mesia, El este Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. El este Cel care cufundă în Duhul Sfânt. El este Cel care cufundă și în foc. În momentul în care vine la Iordan, tiparul botezului era acesta. Oamenii veneau, își mărturiseau păcatele și erau cufundați de Ioan în râul Iordan. Vine Iisus la Iordan și își mărturisește păcatele pe care nu le avea. În acel moment, Iisus a mărturisit păcatul meu. În acel moment, a mărturisit păcatul tău. În acel moment, a mărturisit păcatele noastre, a tuturor. Apoi a intrat în apă și a fost cufundat. Apoi, de-a lungul vieții, anunță: am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Adică, cufundare, asta înseamnă botez. Trebuie să mai fiu cufundat. Ca să fim cufundați noi în Duhul Sfânt, Iisus a trebuit să fie cufundat în foc, în locul nostru. Cufundat în moarte, dar nu doar într-o moarte fizică, ci în moartea spiritului, a despărțirii de Tatăl. Declarația de intenție a Domnului Iisus a fost că nu vine să facă voia Lui. El n-a venit să împlinească un plan propriu. A venit doar
ca un executant al planului Tatălui. A luat chip de rob și a intrat în rolul pe care Tatăl i l-a descris. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Iată programul cu care a venit. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Aceasta înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Înseamnă că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt locuiesc cu tine. S-ar putea ca lucrul acesta să fie adevărat despre noi și să nu-l trăim de plin. S-ar putea să-l știm din Scripturi și să nu-l simțim cu toată ființa noastră. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că toată ființa dumnezeirii a venit să locuiască cu noi. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Condiția ca aceste lucruri să fie adevărate pentru noi și operative, să fie operante în viața noastră, este să-L iubim pe Iisus. Este să păzim cuvântul Lui. Și aceasta are ca rezultat iubirea Tatălui. Ne place să spunem că Dumnezeu ne iubește necondiționat și creează în mintea noastră o confuzie. Și omul se liniștește, că sunt păcătos, sunt amărât eu, mai mi se întâmplă, mai mint, mai curvesc, mai nu știu ce. Dar Domnul mă iubește oricum. Și a fost un tânăr aici care și-a mărturisit viața lui. A făcut tot felul de lucruri mizerabile, a bătut oameni, a violat, a făcut tot felul de lucruri, droguri. Și spunea cineva: Dumnezeu te iubește. Și a zis: nu, foarte bine dacă mă iubește. Să-mi facă bine dacă mă iubește. Până când Dumnezeu i s-a arătat într-un mod dramatic, zice, atunci am fost îngrozit, m-am înspăimântat, că am știut că sunt în fața unui Dumnezeu sfânt și mă strivește în momentul următor. Până atunci aveam atitudinea, dacă mă iubești, nu, fă-mi bine. Fă-mi bine cum mi se pare mie că e bine. Și când a fost față în față cu El, s-a simțit strivit de această putere și sfințenia lui Dumnezeu. Vedeți condiția iubirii Tatălui? Este să-L iubim pe Hristos, să păzim cuvântul Lui, care e cuvântul Tatălui. Și atunci Tatăl îl va iubi pe acel om. Adică iubirea Lui generală, care se adresează tuturor oamenilor prin chemarea la pocăință, pentru că Iisus a murit pentru toți, devine efectivă pentru omul acela în momentul în care îl iubește pe Hristos și ascultă de cuvântul Lui. E adevărat că Dumnezeu iubește toată lumea și de aceea l-a dat pe Hristos să moară. Dar nu beneficiezi de dragostea Lui decât când intri în tiparul pe care te cheamă. Această dragoste e la dispoziția noastră cât suntem în viață. Dacă nu intrăm pe această poartă a dedicării, în care ne dăm viața Domnului Hristos și începem să trăim poruncile Lui, momentul morții, ea nu ni se mai adresează.
Altfel, cum ar ajunge oamenii în iad dacă iubește necondiționat? Necondiționat este în sensul că tu nu poți face nimic să primești dragostea lui. Dar nu că n-ai nimic de făcut. Trebuie să te dai lui ca să înțelegi iubirea. Dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Declarația de la Iordan a fost: m-am încărcat cu păcatele lumii și aceasta mă duce la cruce. Asumarea crucii a fost în momentul intrării în apă, pentru ca el să guste moartea pentru toți. Botezul cu foc, pentru ca noi să putem fi botezați cu Duhul Sfânt. Adică intrarea în moartea Spiritului, atunci când a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu mai ești nicăieri. Spaima despărțirii de Tatăl, cea mai cumplită stare pe care poate să o aibă vreo ființă, să nu mai aibă nicio influență a binelui din partea celui care este dragoste, care a dus în ființă toate lucrurile. Și Fiul lui Dumnezeu a gustat-o ca tu să poți beneficia de dragostea lui Dumnezeu. A luat această despărțire, această teroare a morții spirituale. Care nimeni nu și-o imaginează ce înseamnă decât acela care ajunge acolo prin nepocăință și necredință. Ca astăzi, în urma botezului lui cu focul fundării, în grozăvia pedepsei, eu să pot fi botezat cu Duhul Sfânt, adică să fiu înconjurat înăuntru și pe din afară de prezența lui, să trăiască el în mine și prin mine. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, adică pe mine, pe tine. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Ăsta este programul Domnului Iisus. A declarat prin intrarea în apa Iordanului: am venit să nimicesc lucrările diavolului, să nimicesc păcatul și moartea, care sunt lucrarea diavolului. Această declarație urma să fie dusă la îndeplinire printr-un mesaj, sunt cuvintele pe care le spune, printr-un model, viața pe care a trăit-o, prin moarte, a gustat moartea pentru toți, cea despărțirii de Tatăl, și prin învierea de morți, promisiunea pentru mine. Și am început să nu mă mai mulțumesc cu faptul că dacă mor, mă duc în cer. Încep să mă bucur că mă va învia din morți. Care, nu știu de ce, e insistența Scripturii. Insistența Scripturii nu e că vom fi în cer, ci că ne va învia din morți. Pentru că aceasta este demonstrația în fața lumilor spirituale, a puterii lui Dumnezeu, a faptului că eu, cel care am putrezit la un moment dat și m-am descompus, am fost adus din nou de puterea lui Dumnezeu pe acest pământ ca să fiu văzut de toți aceia care nu cred în momentul când se întâmplă acest lucru, și voi fi adus înapoi de acolo, și dacă voi fi în viață, voi fi transformat dintr-o dată ca toți să fie uimiți și își va termina lucrarea și voi fi pururea cu el de atunci. Știu și dacă mor și nu am înviat încă, sunt tot cu el și sunt mulțumitor. Nu știu toate lucrurile, dar aștept învierea din morți. Cum zicea Pavel, dacă voi putea cu orice chip să ajung la învierea din morți. Pasul următor, după această declarație,
este ispitirea. Cu o specificație foarte importantă sugerată de genealogia care pleacă de la Iosif, despre care se credea că e tatălui. Se credea că e fiul lui Iosif. Deci, din acest punct de vedere, nu are nicio semnificație toate numele astea pe care le-am citit. Dar ele se termină cu o specificație extraordinar de sugestivă. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Și ne duce înapoi în Eden, la primul om care a venit pe pământ, în fața căruia s-a înfățișat ispititorul. Și la examen, păcatul a intrat în lume, în urma căderii lui. De ce genealogia și frânge narațiunea? Vorbește despre botez și după aia spune că Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan. Dar între ele este această enumerare de nume. Ca să ne arate că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar vine de la Adam încoace toată rasa umană. Și această rasă umană este completă de-abia când un altul vine din cer ca să pornească o nouă serie. Și de aceea această genealogie este doar a sugera că Iisus, care vine din cer, care e Fiul lui Dumnezeu, vine să fie primul, cum Adam a fost primul și a generat o rasă de oameni morți în păcatele și în greșelile lor, vine Iisus ca să genereze o rasă de oameni care sunt veșnici, care sunt iertați, care sunt scoși de sub blestemul lui Adam. Și acum este un alt Eden venit pe pământ, este împărăția lui Dumnezeu, care este reprezentată în momentul acela de unicul ei reprezentat pe pământ, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Era singurul om de pe pământ din această serie, din această rasă răscumpărată, care își dă examenul înaintea începerii lucrării. Este ispitit de diavol. Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Declarația pe care a făcut-o este confruntată de cel care are puterea morții. Puterea morții și puterea diavolului este păcatul. Strategia lui este ispitirea. Asta e modul lui de luptă. Așa ne atrage în păcat. Adam ispitit a dus moartea. A venit Iisus, a început lupta prin ispitirea lui. În momentul ispitirii, diavolul îl găsește pe Iisus plin de Duhul Sfânt. Diavolul nu s-a apucat de el când a vrut. Duhul l-a dus acolo. Și asta îmi spune că Dumnezeu se poartă cu îngăduință cu noi. Nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Dar avem o mare responsabilitate. Și noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt ca să rămânem în picioare. Cu siguranță plinătatea este diferită de a lui Hristos, căruia nu i-a dat Domnul Duhul cu măsură. Dar fiecare dintre noi avem umpleri și umpleri cu Duhul Sfânt. În măsură de dedicarea noastră, de pocăința noastră și de maturizarea noastră spirituală. Dar sunt oameni umpluți cu Duhul Sfânt care sunt la niveluri diferite de spiritualitate și sunt plini cu Duhul Sfânt. Și sunt oameni la niveluri diferite de spiritualitate care nu sunt plini de Duhul Sfânt din pricina aplicației slabe în credință, în trăirea lor creștină. Strategia diavolului urmează tiparul din Geneza.
caută să strecoare îndoiala. Oare a spus cu Dumnezeu cu adevărat? A întrebat-o pe Eva. Aici de două ori încearcă să strecoare îndoiala în Domnul Iisus. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de acolo, de sus. Dovedește. Verifică-te. Afirmațiile Domnului Iisus în timpul ispitirii sunt cuvântul lui Dumnezeu, este hrana prioritară hranei pentru trup. După 40 de zile, când n-am mâncat nimic, fiind înfometat, în urma ispitirii, răspunde foarte clar și afirmația lui este hrana care vine din Dumnezeu prin cuvântul lui, prin aceea trăiește omul. Când zice omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, ne spune că omul nu este doar trup, ci este mai mult decât atât și nu te poate mulțumi cu hrana de fiecare zi. Pentru că dacă nu mănânci și cineva te înfometează și nu-ți dă să mănânci niciodată, dar te hrănești și ești hrănit de cuvântul lui Dumnezeu, ai viața, chiar dacă trupul moare. A doua declarație este că închinarea o datorăm numai lui Dumnezeu. Adică nu te închina nici sistemului, nici modalităților prin care ai putea să duci o viață extraordinară. Uite toate împărățiile lumii. Mi-au fost date mie. Ți le dau ție. Închină-te înaintea mea. Ai un imperiu financiar. Poți să ajungi în domeniul, în posesia lui. Dar închină-te minciunii, înșelătoriei, speculației, tuturor lucrurilor care sunt implicate de astea ca să poți să te păstrezi în această luptă cu rechinii. Este tot închinare înaintea diavolului, pentru că este apanajul lui. Toate aceste lucruri fac parte din felul lui de a fi. Minciuna, înșelătoria, furtul, răutățile. Și putem să le aducem în domeniul cel mai simplu al existenței noastre. Mă închin mie însumi ideilor mele, aspirațiilor mele și programelor mele. A doua afirmație a Domnului Iisus este închinarea, o datorăm doar lui Dumnezeu. Și nu avem nevoie nimic din ce ne oferă diavolul, pentru că ne este suficient Dumnezeu. Al treilea rând, promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi revendicate. Nu poți să zici, Doamne, ai promis, trebuie să faci. Uite ce scrie în psalm. Nu poți să pășești în aceste promisiuni având impresia că poți să-L tragi pe Dumnezeu după tine, că doar scrie. Promisiunile din Scripturi, făcute de Duhul lui Dumnezeu prin inspirația Scripturilor, sunt de mâna Duhului Sfânt să le aplice la viața noastră. Noi nu le putem revendica. Doi oameni care erau în război și și-au pus un medalion aici cu versetul care zice 1000 să cadă la dreapta ta și 10 mii la dreapta ta de tine nu se va atinge. Unul a fost împușcat în acel medalion și a scăpat și altul a fost împușcat și a murit. Pentru că Dumnezeu hotărăște când aplică acea promisiune cuiva. Duhul Sfânt s-a pogorât peste el, plin de Duhul Sfânt a fost ispitit și apoi Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Există o diferență între a fi botezat cu Duhul Sfânt,
A fi plin cu Duhul Sfânt și a fi plin de puterea Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt nu îl producem noi, îl produce Dumnezeu. Din acel moment Duhul Sfânt ne locuiește și noi suntem integrați în El. Este cufundare în Duhul Sfânt. El ne conține, asta e important și vrea să ne dețină. Și Duhul Sfânt vrea să fie bucuros de noi, nu trist. Cum îl putem întrista? Zice Pavel, cine fura, să nu mai fure. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și apoi continuă Pavel, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Care sunt lucrurile prin care îl întristăm? Când furăm, când vorbim ce nu trebuie, cuvinte stricate, când ne amărâm, când suntem iuți la mânie, când strigăm, când clevetim, și când în viața noastră este orice fel de răutate. Aceste lucruri de acolo, Duhul Sfânt este întristat. Poate fi împlinătate? Duhul Sfânt este împlinătate doar când e bucuros în noi, nu când e întristat. Dar dacă lucrezi cu mâinile tale la ceva bun ca să dai și altuia, nu ca să-ți adun ție, dacă ai un cuvânt bun de zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud, atunci Duhul lui Dumnezeu este bucuros. Dar este ceva aici în colecție. Dacă suntem plini de Duhul Sfânt, atunci avem puterea să rezistăm ispitirii. Și asta înseamnă că diavolul nu ne poate târî în păcat. Am rezistat ispitei. Această temă o dezvoltă și Ioan Botezătorul când se uită la cei care vin la noroade și zice, cine v-a învățat pui de năpârși să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăință. Să nu aveți impresia că relația cu Dumnezeu e oricum. Veniți și vă botezați și asta e tot. Este altceva. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem dacă așa stau lucrurile? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Dar cine are 50 de haine? Să dea una, nu? Și cine are de mâncare să facă la fel, să dea celui care nu are. Au venit și niște vameși să fie botezați. Și au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Oameni interesați. Farisei au venit și ei și când au auzit că îi numește pui de năpârci, au plecat supărați de acolo. Dar au fost oameni care au zis, păi dacă așa stau lucrurile, ce trebuie să facem? Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Nu le zice plecați de la vamă, rămâneți acolo, dar fiți altfel. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarcești nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu solda voastră. Plinătatea Duhului îl duce pe Domnul să fie ispitit. Dar de acolo, în urma rezistenței la ispită, nepăcătuind, se întoarce plin de puterea Duhului. Înseamnă că mai înainte de ispitire era plin de Duhul, acum are din partea Duhului ceva suplimentar. Putere. Putere pentru ce? Pentru lucrarea
pe care urma să o facă. De aceea, imediat după aceea, ne este descrisă lucrarea lui. Și ce urma să facă? Îi învăța pe oameni, vindeca bolnavi și scotea din oameni draci. Scotea draci care îl cunoșteau. Știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Știm cine ești, ești Hristosul. Dracii îl cunoșteau, iar oamenii au refuzat să creadă cuvintele lui și să-l urmeze. Au fost unii care l-au urmat, de aceea am ajuns până la noi această veste. Și noi suntem provocați să-l urmăm. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la sine, pentru că Iisus a pregătit calea. El vrea să nască din nou oameni, cufundându-i în Duhul Sfânt, care să fie în plinătate în ei, la loc larg, să se bucure de ei. Dumnezeu vrea să facă din tine mai mult decât un om plin de Duhul Sfânt. Vrea să facă din tine un lucrător al Lui, un ucenic care e harnic, care întreprinde ceva, care face ceva în împărăția Lui Dumnezeu. Nu un consumator la programele bisericii. Condiția uceniciei este să fim plini de Duhul Sfânt și în urma rezistării la ispită să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt. Și asta înseamnă curăție morală, implicare în lucrarea Lui și îndrăzneală. Au fost două momente pentru ucenici. Pace vouă, le-a zis Iisus în ziua Învierii. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Nu să stați doar să cântați în adunare, ci aveți o lucrare. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Din momentul acela, Duhul Sfânt era în ei în plinătate. După 50 de zile, s-a coborât Duhul Sfânt și le-a dat putere pentru lucrarea ce aveau desfăcut. Până atunci a zis, nu vă mișcați de acolo, nu vă apucați, nu mergeți în puterea voastră, așteptați promisiunea Tatălui. Dumnezeu are două cerințe de la noi. Să fim sfinți și acesta e condiția ca să fim plini de Duhul Sfânt. Și în al doilea rând, rezistând ispitei și trăind în curăție, să ne implicăm în lucrarea Lui. De aceea este necesară rugăciunea și vegherea. Rugăciune specifică, să nu cădem în ispită. Înțelegeți, fraților? Ne rugăm să nu cădem în ispită, rămânem curați, avem îndrăzneală la Dumnezeu, ne implicăm, ne dă putere în ceea ce facem. Toți trebuie să fim ucenicii Lui. Stau și eu și mă minunez de cuvintele astea și mă întreb cât de puțin, cât de mult, cât de puțin, în ce măsură ating viața mea realmente. Care e pasul următor care trebuie să-l fac? Această apropiere de Dumnezeu și ascultare de El. Asta trebuie să fie întrebarea fiecăruia dintre noi. Iisus a declarat în apa botezului și a îndeplinit pe cruce și a înviat din morți. Și a deschis un drum pentru tine. Să faci o asemenea declarație a propriilor tale păcate, intrând în apă, apoi ieșind de acolo, să-ți duci misiunea până la capăt, trăind în curăție și în sfințenie. Iar dacă ai trecut pe aici și te uiți înapoi, s-a rămas doar o cufundare în apă și nu trăiești în fiecare zi acea părtășie și relație cu Trinitatea care te conține, ești într-un mare pericol. Este un cuvânt pentru noi toți. Amin.